Ziua de Black Friday sau Vinerea Neagră a cumpărăturilor a început pentru mulți gălățeni la coadă. Cele mai vândute produse la care marile magazine oferă reduceri de peste 50% sunt cele de folosință îndelungată, precum televizoarele, frigiderele, mașinile de spălat sau laptopurile. La mare căutare sunt și telefoanele inteligente și tabletele. Cumpărătorii au fost încântați de reducerile de prețuri și au studiat cu atenție ofertele. Mașinii tocat. Acum special de Black Friday? Da, special. Am așa mașină de spălat, mi-a adus-o acasă. Mulțumită de preț? Da, mulțumesc. Cam cu cât ați luat reducere? Reducere la mașină vreo 4 milioane și mașina dată la schimb. Asta mi-a convenit vații și ce este. A picat foarte bine. Da. Și o să mă mai uit pentru un televizor. Acum aveți? Acum, ce anume? Gândim. Ce vă interesează? Tablet. Și cum vi se par prețurile? Sunt ok? Bun. Vreau să cumpăr. Ce anume? Un aspirator. Și cum sunt prețurile? Acceptabile. Da? Da. Cât reducere? Nu știu dacă este la reducere ce am luat eu, dar față de alte magazine este mai ieftin. Și acum de Black Friday, prind bine, prețurile scăzute? Obligatoriu că prind bine. Și străinii care s-au nimerit în trecere prin magazine s-au mirat de euforia care i-a cuprins pe român de Black Friday. That's a very good, huh? It's a fantastic price. Yes. Why is everything so cheap? It's so good. Cea mai mare vânătoare de prețuri mici se dă pe internet, pe site-urile de profil. În noaptea de joi spre vineri, serverele magazinelor online de electronice și electrocasnice se blochează din cauza numărului mare de vizitatori, așa că spre dimineață de Black Friday, multe dintre oferte sunt deja epuizate. Black Friday este un fenomen cu tradiție în America, fiind un instrument de vânzări pentru a goli stocurile și pentru a spori încasările marilor magazine. Fie că sunteți la prima experiență de acest gen, fie că ați făcut cumpărături în toți cei 3 ani de când Black Friday există în România, specialiștii în vânzări dau câteva sfaturi. Nu cumpărați lucruri de care nu aveți neapărat nevoie și studiați foarte bine ofertele.